În baza prevederilor legii 23 din 2020, Consiliul Județean Hunedoara a preluat în administrare cetățile dacice de la Blidaru, Costești, Piatra Roșie și Bănița, toate fiind și monumente UNESCO. Conducerea Consiliului Județean Hunedoara speră ca până la sfârșitul anului în curs să fie finalizată procedura de întăbulare a celor patru cetăți dacice în cartea funciară, pentru ca monumentele UNESCO să poată fi administrate în mod legal. Sperăm ca până la finalul anului să reușim să ne întabulăm și pe zonele A din siturile arheologice care în baza legii 23 pe 2020 ne permiteau să preluăm cele patru cetăți monument UNESCO din Munții Orăștiei la Consiliul Județean și aici mă refer la Blidaru, Costești, Piatra Roșie și Bănița. Noi am preluat în luna februarie tot ceea ce înseamnă partea de zidărie, de deasupra, de teren, să zic așa, pentru că cetățile respective aveau nevoie să fie păzite și îngrijite, ele aflându-se în proprietatea statului român și, din păcate, în 30 de ani statul român nu a făcut mare lucru pentru ele. O atenție deosebită este acordată cetății de la Costești, acolo unde, conform informațiilor venite dinspre mediul academic de specialitate, ar fi fost prima capitală a regatului Dac. Pentru punerea cât mai bine în valoare a acestui monument se intenționează Depunerea unui proiect care să beneficieze de finanțare europeană. Tot în acest an, și aici mulțumim, mulțumim Asociației Ambulanța pentru Monument, am reușit să finalizăm schimbarea completă a acoperișului de la turnul locuință numărul 2 de la cetatea de la Costești Cetățuie și după ce vom reuși să ne întabulăm pe această cetate, îmi doresc și realizarea unui SF în vederea unei potențiale finanțări europene, pentru că în mediul academic se cunoaște faptul că prima, capitală, dacă este să-i spunem așa, a regatului Dacă nu a fost la Sarmisegetusa, Burebista și avea reședința la cetatea de la Costești, motiv pentru care cetatea de la Costești este deosebit de importantă, acolo la turnul locuință numărul 1, trebuie obligatoriu anul viitor să începem schimbarea acoperișului pentru că monumentul se degradează și uh, suntem direct răspunzători dacă nu luăm uh, măsurile necesare. O altă cetate dacică din Munții Știe este cea de la Sarmice getuza Regia și ea declarată monument UNESCO este de mai multă vreme în administrarea Consiliului Județean